Un bărbat de 42 de ani din satul Văratic, raionul Ialoveni, este căutat cu disperare după ce săptămâna trecută a ieșit din casă și nu s-a mai întors. Rudele au mers la poliție, însă așa și nu au reușit să-l găsească. Ruslan Iachim a dispărut în 21 aprilie. Mama acestuia spune că în ziua dispariției sale a ajutat o rudă la treburile casnice, dar spre seara a consumat băuturi alcoolice cu prietenii din sat și nu s-a mai întors. Aprilie, ziua de Paște, s-a dus la o rudă aici a noastră, a rugat al că eu uitcat și caturca de la unul prieten. Și la vreo 6 el a plecat, s-a dus la bar și luat, eu nu știu, țigări, s-a mai întâlnit cu niște druji acolo, s-a servit ceași pipit. Pe urmă a spus că s-a despărțit unii cu alții și a spus că a servit câte 100 de grame, nu știu mai spus, și a plecat acasă el. Dar unde acasă, el nici în ziua de azi nu. Bărbatul nu a luat nici actele și nici hainele de acasă. Mama acestuia nu exclude că fiul ei ar putea fi mort. Prima dată așa ceva s-a întâmplat amuia. Păi dumneavoastră și soțul ați căutat prin sat, prin păduri. Ia că de amuia numai vin din păduri. A fost, nu știu, să mă duc. Ofițerul de presă de la Inspectoratul de Poliție Ialoveni, Silvia Vietcu, ne-a confirmat faptul că rudele au depus o astfel de cerere și va reveni cu mai multe detalii ulterior. Mama persoanei dispărute roagă toți oamenii care au văzut bărbatul din imagine să-i anunțe la numărul de telefon 0792 94378 sau 112.